Suntem favorizați pentru că suntem poporul Domnului. În jurul nostru sunt atâția oameni, după cum au fost altădată în jurul Israelului atâtea națiuni, care n-au cunoscut pe Dumnezeu îndeaproape și care n-au avut harul și posibilitatea de a-i sluji, așa cum au avut-o evreii și cum o avem noi. Ne vom opri la psalmii lui Asaf, tocmai pentru a evidenția diferența dintre evrei și neamuri, dintre creștini și lume, dar totodată pentru a vedea felul în care Dumnezeu ne judecă pe noi și respectiv pe cei de afară. Felul cum s-a purtat Dumnezeu în judecată cu evrei și cu celelalte neamuri. Asaf scria în Psalmul 78, versetele 3 la 5, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, deci ei își datorau mult părinților lor și informațiilor pe care le-au primit de la înaintași. Nu vom ascunde de copiii lor, iată că și generații următoare au fost avantajate. Și vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri și să învețe nea copiii. Dumnezeu n-a dat poruncă evreilor să plece la alte popoare, cum sunt acum cazul misionarilor, și să-i învețe. Ei au avut o lucrare limitată la granițele lor. De-abia la vremea potrivită, Dumnezeu avea în plan să-și extindă în forma nou-testamentală mărturia. Iată ce este scris, întărind ideea, în Psalmul 44, prin alți leviți, fiii lui Core, citesc de la versetul 1, Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai zgonit neamuri ca să-i sădești pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei, deci iată că Dumnezeu a tratat diferit evreii de ceilalte neamuri. Căci nu prin sabie lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. La fel în vremea noastră, și asta trebuie să ne dea de gândit și să fim responsabili, adunarea și lumea sunt tratate și judecate diferit de către Dumnezeu. Atât în viața aceasta, cât și la judecata de apoi. Iată ce scrie apostolul Pavel, un evreu legat de neamul lui, dar apoi rânduit de Domnul să fie apostolul neamurilor. Roman 2, citim de la versetul 12. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce au legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Interesant, deci judecățile sunt diferite, dar har să fie neprihăniți și să fie absolviți de vină au toți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege și sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele, adică aprobă sau dezaprobă cele comise sau omise de oameni. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Pentru că la judecată vor ajunge și vom ajunge toți. Așadar să ne oprim mai întâi la evrei și în mod aplicativ la noi, la creștini. Cum sunt tratate faptele și apoi cum judecă Dumnezeu aceste lucruri. Întorcându-mă la Psalmul 78, citesc cuvintele lui Asaf, care a scris de la versetul 4, vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului. Versetul 5. El a dat o lege în Israel. Și lângă aceasta citesc pe larg cele scrise de Moise în Deuteronom, capitolul 4. Căci de la Moise aveau evreii legea,
Deuteronom, capitolul 4, versetele 8 și 9. Și care este neamul acela așa de mare, încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Numai ia seama asupra ta și veghează curarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă, fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Evreii au beneficiat de descoperirea voii lui Dumnezeu și puteau să-și rânduiască faptele după lege. Aveau cunoștința binelui și a răului. Dar încă de la început li s-a spus, fiți atenți, că această cunoaștere costă. Vă dă harul, dar vă face responsabil. Evreii au avut harul de a cunoaște, cum zice și Pavel în Roman 7, căci doar prin lege este evidențiat păcatul și respectiv neprihănirea, și mai mult decât atât, au avut harul unor oameni speciali pe care Dumnezeu a rânduit pentru ei. Moise nu doar că le-a dat legea, Moise le-a explicat-o, Moise s-a rugat și a mijlocit mult pentru ei. Au avut harul unui David care i-a povățuit cu înțelepciune de la Dumnezeu și i-a păstorit cu pricepere, cum scrie în finalul Psalmului 78. Și au fost atâția alți oameni sfinți, fie conducători, judecători, care le spuneau și legea, dar și responsabilitatea ce o aveau, fie împărați sau proroci, care îi întorceau, așa cum scrie în Isaia, capitolul 8, la lege și la mărturie. Care dintre celelalte neamuri a avut profeți? Care dintre celelalte neamuri a avut condițiile pe care Dumnezeu le-a creat evreilor, minunile, lucrările, cum zicea Asaf? Niciun alt popor n-a beneficiat de atâta cunoaștere. Să vă dau un exemplu. Într-o țară dezvoltată, oamenii beneficiază de educație pentru că sunt profesori pregătiți, de asistență socială, de sănătate, pentru că există un cadru pregătit pentru aceasta. Dar alți oameni din alte popoare, de exemplu, sau triburi primitive, n-au fost educați, n-au fost spitalizați, nu i-a îngrijit nimeni pentru că nu au avut pregătit acest cadru precum evreii. Este adevărat, trebuie să ținem cont că nu în toate generațiile legea a fost citită la timp. Știți că ei aveau acea sărbătoare din 7 în 7 ani, când un an de zile nu trebuia să muncească nimeni. Să citească legea, să o învețe, să-și o reamintească, plus acele sărbători 3 de peste an mai deosebite, când tot poporul trebuia să se adune din toată țara într-un singur loc pentru a auzi legile Domnului, sau sabatul săptămânal, când trebuiau să întrerupă orice activitate, să se gândească la Dumnezeu, la creație, la eliberarea lor din Egipt. Dar nu întotdeauna s-au respectat anii sabatici. Nu toți evreii s-au dus la templu. Și astfel au crescut unii copii, deși în familie de evrei, fără să fie educați corespunzător. După cum și în familiile noastre. Toți copiii beneficiază de un tată care le citește zi de zi din Scripturi sau de o mamă care îi adună în jurul ei să cânte, să se roage? Nu. Chiar dacă avem cunoștință de aceste legi sfinte, nu întotdeauna lucrurile sunt la fel. Au fost și oameni, mă întorc la psalmii lui Asaf, și citesc din psalmul 50, care au lăsat lucrurile sfinte și au tratat toată legea în mod peiorativ, fără să se preocupe și să aibă pasiune pentru cele sfinte. Luați seama voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșie și să nu fie nimeni să vă scape. Am vorbit noi într-o lecție anterioară de pe oameni care uită pe Dumnezeu, care au avut cunoștințe sfinte, l-au cunoscut pe Domnul, dar nu stăruie în această lucrare bună. Sau, rămânând la psalmele Asaf, citind din psalmul 73, versetul 1, da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Nu toți au fost așa. Știți că, după pilda spusă de Domnul, numai într-o inimă curată se poate păstra cuvântul, altfel se pierde sau este înghițit de preocupările vieții acesteia. Și își încheie așa psalmul cu cuvintele din versetul 28, cât pentru mine,
Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Deci iată că unii oameni au fost mai evlavioși, mai sfinți decât alții. Ei au propagat învățătura. Gândiți-vă la profeții Ilie, Elisei, de exemplu, în Regatul de Nord, unde oamenii în marea parte se îndepărtau de Domnul, dar ei măcar în cât au putut, au dat o orientare pozitivă celor care erau în jurul lor, care i-au ascultat. Deci, dacă ar fi să prezentăm situația spirituală a evreilor și am face un grafic, unii s-ar situa undeva spre un maxim, cu cunoștințe de Domnul, cu frică, cu evlavie, alții la un minim care a ajuns în anumite perioade încât și uitaseră de cartea legii Domnului și de lucrurile sfinte. Totuși, niciodată în Israel mărturia sfântă nu s-a pierdut și Dumnezeu a avut grijă să fie oameni care să poată transmite cuvântul. De aceea, Asaf și fiii lui, în mod special leviții, având datoria aceasta, s-au văzut responsabili, nu doar să spună și să scrie, să se știe că poporul sfânt este dator să transmită învățătura mai departe. Pentru a arăta și situația Noului Testament, deschideți cu mine la 2 Timotei, capitolul 3, unde Apostolul Pavel, în ultima scrisoare adresată ucenicului său cel mai devotat, vorbește despre lucrurile acestea actualizându-le vremii sale și profețind pentru vremea noastră. 2 Timotei 3, de la 1, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Am rostit eu expresia la plural, atunci a fost scris la singular lui Timotei. Căci oamenii vor fi și dă anumite stări vinovate în care oamenii se vor complace. Și printre altele scrie aici în versetul 7, care învață întotdeauna și nu poți să ajungă niciodată la deplina cunoștință adevărului. Deci, adesea au fost vremuri în Israel și se repetă și dumneavoastră știți asta în 2000 de ani de istorie bisericească, când oamenii au crezut că știu, cunosc, o tradiție s-a păstrat, dar nu un adevăr curat. Dar și așa tot e bine într-o anumită măsură, deci Dumnezeu e cel ce a avut grijă și în Israel și în perioada bisericii să nu se piardă adevărurile de tot. Adică Dumnezeu s-a folosit la urmă și de biserica ortodoxă și cea catolică și reformată, pentru ca cel puțin să existe un minim de cunoștințe pentru cei ce vroiau să clădească mai departe, să se întoarcă la adevăr și la Biblie. Dar idealul a fost, așa cum scrie aici, de la versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Așa a fost în Israel, așa și acum. Dacă vrem să avem un popor instruit, trebuie să preluăm copiii de mici și să insistăm în învățătură, să ținem aproape de Biblie, pentru ca să aibă baza pentru realizarea unor lucruri plăcute Domnului, să poată face faptele credinței și să umblă în legea Domnului. Amin? Ținând cont de aceste condiții, Dumnezeu i-a judecat adesea pe evrei după cele ce cunoșteau și după vinovăția fiecăruia. În Psalmul 50, Asaf scria în versetul 4, despre Dumnezeu. El strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Și dacă vă gândiți la istoria evreilor, Dumnezeu i-a judecat într-un mod diferit de celelalte națiuni. Pentru că avea cu ei ceva aparte. Evreii, cunoscând legea, știau de la început care este pedeapsa Domnului și ce osândă va veni peste ei.
Știți că încă din vremea lui Moise le-a fost spus că dacă nu vor păzi cuvântul Domnului, Domnul îi va scoate din țară? Pe lângă toate celelalte pedepse ce au precedat plecarea în robie, tot ce venea peste ei a fost scris, în mod special în cartea de Deuteronom, în cântarea lui Moise și în alte versete din Levitic care prevăd blesteme. Ei știau ce îi așteaptă, ca și într-o țară unde există legislație și în general oamenii au idee de pedepsele care se aplică prin justiție. Iată ce vă citesc doar așa în idee din Deuteronom, capitolul 30, unde avem în modul cel mai sintetic, cel mai pe scurt, sentințele pentru faptele poporului, 30 de la versetul 15. Iată, spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncii Lui, legile și rânduielile Lui, ca să trăiești răsplată în bine și să te înmulțești, ca Domnul Dumnezeu tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor Dumnezei să le slujești, vă spun astăzi, deci ei știau de la început ce așteaptă, că veți speri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordan. Iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Domnul a angajat martori încă de la început și completul de judecată era instituit. Nu e așa și pentru noi? De câte ori s-a spus la slujbele noastre că judecata începe de la casa lui Dumnezeu? Nu știm noi că și plata păcatului este moartea și că Dumnezeu, și dacă ne primește și vrea să ne mai accepte în urma unor greșeli, ne pedepsește. Valabil în Vechiul Testament și Noul Testament. De aceea, unul ca David, ziceam Psalmul 51, Doamne, ești drept în judecata ta. Pentru că el știa ce plată îi se cuvine pentru fapta comisă. Aveau legea și erau încredințați de toate acestea. Dumnezeu a spus încă de la începutul omenirii, când i-a zis lui Cain, dacă faci binele, vei fi bine primit. Dacă faci rău, vei fi pedepsit. Și Dumnezeu i-a aplicat încă de atunci pedeapsa lui Cain, drept învățătură de minte și pentru alții. Iată ce scria tot Asaf în Psalmul 82, vis-a-vis de avertizările pe care Dumnezeu le transmit. Le-a transmis prin lege, le-a transmis prin proroci. Amintiți-vă cum Ilie, de exemplu, i-a prorocit lui Ahab și întregii lui case, Ahia lui Roboam, toți știau dinainte ce așteaptă. Dar citim din Psalmul 82, de la versetul 1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, El judecă în mijlocul Dumnezeilor. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Versetul 6. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fiii celui preanalt. Însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oricare. Și Asaf chiar și cere asta când zice, scoală-te Dumnezeule și judecă pământul, căci toate neamurile sunt ale tale. El a văzut imaginea întreagă că Dumnezeu va judeca și evreii și neamurile. Însă, așa cum știți, de regulă de la fapte până la pedeapsă este un timp și nu toți cei ce au fost amenințați și știau că vor fi pedepsiți au înțeles și amenințarea i-a reținut să nu păcătuiască. Au fost vremuri în care oamenii au mers pe diftonul, dacă în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Sau văzând că Dumnezeu nu-i pedepsește imediat, au continuat să păcătuiască. Asta chiar și după ce s-au întors din robia Babilonei. Ia ce scria Maleahi în cartea sa, citesc din capitolul 3 de la versetul 15, dar și aici este aceeași idee. De la fapte la judecată e un timp, dar judecata e anunțată.
3:15. Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Aștia din poporul Domnului, că de aceea ispitesc, că ei cunosc. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi amezice domnilor oștilor, vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea între cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Ba mai mult decât atât. Evreii știau că există o răsplată aici și, deși sunt puține cunoștințe în Vechiul Testament despre viața viitoare, totuși ei știau despre asta. Și Avram aștepta cetatea care are temelitare. Și alți sfinți au dorit o viață după moarte în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți în ce stare de împietrire ajunge omul? Știe ce l-așteaptă în viața aceasta și cunoaște că este și o sândă viitoare. Și totuși, nu toți și-au rânduit faptele în conformitate cu o asemenea realitate dură. Dumnezeu n-a cruțat îngerii, n-a cruțat pe evrei și la fel se poartă și cu noi. Dumnezeu răsplătește aici și răsplătește în viața veșnică, atât în bine cât și în rău. Iată ce citesc din Psalmul 73, din cuvintele lui Asaf, referitor la felul în care Dumnezeu aplică sentințele sale în funcție de atitudinea poporului său. 73, versetul 23. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Vedeți că aveau nădejde de o veșnicie. Și tot aici este scris, versetul 27, iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Credeți că nu i-a avertizat el pe cei din vremea lui? Cu siguranță. Însă, nu toți au vrut să țină cont de aceasta. Apostolul Pavel spunea foarte clar în Roman, capitolul 2, citim de la versetul 6, cum se execută judecățile Domnului peste evrei și apoi peste neamuri. Și el face diferența aceasta în doctrina sa. Roman 2, citim de la versetul 6, și care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă nelegire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu și apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Deci Dumnezeu îi judecă pe toți, dar îi judecă în funcție de starea lor, de cunoașterea lor. Toate sunt răsplătite. Amintiți-vă de cuvintele Domnului care spunea în Matei 25, când ziua aceea, unii vor fi plasați la dreapta și alții vor fi respinși și trimiși cu diavolul. Și li se va spune, fiindcă voi ați făcut așa, fiindcă voi n-ați făcut așa. Ei vor încerca să se disculpe, așa cum a procedat și Adam și Eva, dar asta nu ține la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a lăsat conștiința în fiecare, Dumnezeu mai mult decât atât pentru poporul său a lăsat legea sa, de aceea spunea Domnul Hristos, nu eu vă judec, deși El este judecătorul. Știți ce a zis în continuare? Moise, în care v-a spus nădejde, El vă va judeca, adică cele pe care le-ați știut se vor constitui în capete de acuzare când vi se va face rechizitoriu și când veți fi osândiți. Iar Domnul Hristos spunea în Luca capitolul 12 că celui ce i-a cunoscut voia stăpânului îi se va aplica pedeapsa pe măsură, celui ce n-a cunoscut-o va primi și el o pedeapsă, dar mai mică. Așa că, dragii mei, întreb, evreii
din acest punct de vedere, au fost favorizați față de neamuri sau defavorizați? Când ne gândim la partea bună, au fost favorizați, că s-au putut mântui. Dar când ne gândim la pedeapsă, aici sunt în dezavantaj, ca o pedeapsă mai mare. Așa e și cu pocăinții. Mare har pe noi că își cunoaștem numele Domnului, dar și mare o sândă să fim respinși. Fericit de cine va ajunge să fie mântuit. Da, plânsul și scrâșnirea dinților ei pentru cei din fiul lui Avram și pentru pocăiți care nu vor ajunge acolo. Fapte și judecăți. Cei din lume nu pot să se aleagă cu răsplată, că nu i-a învățat nimeni. Și dacă vor avea ceva răsplată, e foarte redusă. Noi putem să ne alegem cu binecuvântări nemăsurate din partea Domnului, pentru că își cunoaștem. Dar și pedepsele pot să fie usturătoare. Deci, felul în care lucrează Dumnezeu e avantajos pentru cine slujește Domnului. Și e dezastros pentru cel ce refuză pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu e drept în toate acestea. Este corect și vom fi nevoiți în final cu toții să vedem dreptatea judecăților lui. Să privim acum într-o a doua parte, să vedem cum a tratat Dumnezeu neamurile și respectiv cum tratează lumea din jurul nostru. Miliarde de oameni. Pentru că toți vor veni la judecată, așa cum scrie în Apocalipsa 20. Societatea de-a lungul istoriei a avut diferite condiții care au fost mai propice binelui și adevărului sau mai nefavorabile. Cunoașterea a fost foarte diferențiată. Uneori oamenii au avut experiențe cu Dumnezeu, în mod special cei care au trăit în prejurul Israelului și al creștinilor. Dar întotdeauna a fost un minim de cunoaștere, adică un grad de selecție a binelui de rău. Iată ce zicea Asaf în doi din psalmii săi, mă întorc la psalmul 73 și vă citesc versetele 2 și 3. Și de aici vreau să extragem o idee în mod indirect. El zice, totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunice pașii. Căci mă uitam cu jin la cine socotiți când vedeam fericirea celor răi. Dacă un evreu era ispitit să nu mai trăiască sfânt când vedea pe cei din lume, dar cei din lume când îi vedeau pe compatrioții lor, cum erau provocați să se comporte? Păi cu atât mai mult. Erau determinați să facă și ei rău. Adică dacă vedeau că unul fură și înșală și îi merge bine, dacă și pocăitul e ispitit să facă așa, în ideea că o să aibă mai mult, da, cel nepocăit, cu atât mai mult. Pentru că o societate care nu are un grad de cunoaștere duhovnicească este cu atât mai mult predispusă răului. Noi vedem ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și în general în istorie, când un popor s-a stricat, în general toți oamenii din acea națiune au trăit în stricăciune. Pentru că oamenii sunt foarte influențați de mediul în care trăiesc. Dacă, repet, suntem influențați noi ca sfinți, dar ei. Ei nu au grija de a fi ascultători de Domnul, doar ceea ce conștiința mai lucrează în ei, dar încet, încet și ea se atrofiază. Și sensibilitatea lor spirituală este din ce în ce mai degradată. Citesc tot din Psalmele Asaf, 82 cu 5. Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric, de aceea se clatină toate temeriile pământului. Deci o lume ignorantă, necunoscătoare de voia Domnului. Este promovat răul și oamenii au ajuns așa cum se vede. Despre ei scria Apostolul Pavel în Efeseni 2, cum este starea lumii și de fapt de unde provine răul din lume. Binele este sub influența Duhului lui Dumnezeu și răul sub influența diavolului și a spiritelor lui. De aceea lumea este foarte expusă la rău. Că diavolul are o dorință foarte puternică de a se împotrivi lui Dumnezeu. El este adversarul.
De aceea spunea, de exemplu, dar vă citesc de aici, mai întâi din Efeseni 2 și apoi din 1 Ioan 3, vă amintesc ceva. Zice aici, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. Vedeți? Este un mers, adică un sens al lumii, o forță care îi mână pe oameni. După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, deci este o forță spirituală. Întreream și noi odinioară când tream în poftele firii noastre pământești, că diavolul de poftele oamenilor se folosește, când făceam voile firii noastre pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. De aceea, vă amintesc acum cele scrise în 1 Ioan 3, zice, nu vă mirați fraților dacă vă urăște lumea. Uneori ne așteptăm la cei de afară să aibă un comportament mai bun, mai evlavios. De unde? Nu este Duhul Sfânt care să-i miște înspre bine? N-au învățători? Ei nu umblă la biserică? Și diavolul tot timpul îi provoacă la rău? Totuși, formele de gravitate a păcatului sunt diferite. De exemplu, n-a fost în urmă cu 100 de ani ceea ce este acum. Și chiar și în unele triburi, nu numai în țări cu istorie creștină, au existat norme morale mai ridicate, iar altele unde au trăit mai jos decât animalele. Și trebuie să ne gândim că toți acești oameni, unul care a trăit în vremea stalinistă, cu altul care a trăit în, știu eu ce, vreme antică, toți vor ajunge în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are pentru fiecare în arhiva sa, în atot cunoștința sa, gradul de cunoaștere, influența de mediu, jurul judecății lui Dumnezeu va discerne toate aceste lucruri. În ce condiții a trăit omul acela? Și acum vă întreb ceva aplicativ. Suntem noi datori cu ceva pentru lumea din jurul nostru? Sigur, noi suntem o lumină, suntem sarea pământului, ar trebui să-i ajutăm pe oameni. Prin faptele, prin propovăduirea noastră, ei pierd și nu are cine ce să-i învețe. Mai cu seamă în vremea noastră, când se folosesc toate mijlocile media, de la obișnuitele de acum emisiuni radio până la toate formele de propagare a răului de pe internet sau altele, lumea este provocată la rău cu nesaț. Acum încă ceva legat de faptele lumii acesteia. Dumnezeu în bunătatea Lui îi judecă pe oameni și după felul în care s-au purtat cu sfinții. Neamurile cum s-au comportat cu evreii și cei de afară cum se comportă cu creștinii și respectiv cu cei care sunt buni. De exemplu, avem un om care fură, bea, minte, înjură, el n-are norme, dar lângă el este un om corect, un om cinstit, cum se comportă față de el? Dacă totuși îl apreciază pentru asta, la Dumnezeu și atâta contează. Dacă totuși faci un bine la cineva pe lângă multe rele ale lui, Dumnezeu are în vedere și aceste lucruri. Dumnezeu când a judecat popoarele din jur, a spus despre unele că sunt sub un blestem total, dar de exemplu a zis despre egipteni, să nu vă purtați rău cu ei, că și voi ați fost străini în țara lor. Adică Dumnezeu e gata să recompenseze chiar dacă pe unii răsplătește numai aici. Dar Dumnezeu ține cont de aceste fapte bune ale celor de afară. Iar unii pot să ajungă la mântuire chiar prin forma aceasta. Este un prim pas spre Dumnezeu. Nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu este învățat asupra a ceea ce este bine și rău în mod total. Nu cunoaște legea sfântă. Dar are o dorință spre bine. Pentru că sunt unii oameni, și cred că a sesizat diferența aceasta, care nu suportă pe cei din jurul lor să fie sfinți sau să fie buni. Și alții care nu sunt de acord, ei nu trăiesc, dar totuși apreciază. Îmi vine în minte cazul unui om care el nu se pocăiește, dar tare îi apreciază pe pocăiți și când are ocazie, le face bine. Este un fapt pe care Dumnezeu nu-l uită. Ba chiar am întâlnit situații, cel mai clar exemplu ar fi Corneliu. El nu avea o cunoaștere deplină de Dumnezeu. Se ruga lui Dumnezeu. Dar fiindcă făcea o mulțime de fapte bune și milostenii, sau acel sutaș din Luca 7,
A zis, iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Aici sunt deja cazuri mai pronunțate de facere de bine. Dar sunt altele, cum ar fi cele spuse Domnul Iisus Hristos în Matei 25. Am fost sărac și mi-ați dat să mănânc. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Și au zis, Domnul, toate acestea mie mi le-ați făcut. Ba încă unii nu sunt de acord cu această învățătură. Merg până acolo cu explicațiile lor. Încât spun că unii vor fi mântuiți doar pe baza atitudinii neamurilor față de evrei sau a faptelor bune față de creștini. Eu cred că trebuie să ajungă să creadă, dar este deja o parte bună pe care Dumnezeu nu o neglijează. Dar să vă citesc în privința aceasta din Cartea Obadia, capitolul 1, de la versetul 10. Și vă voi arăta cum Dumnezeu tratează diferit oamenii atunci și acum în funcție de poziția lor față de cei credincioși. Obadia 1, citesc de la versetul 10. Aici Domnul vorbește lui Esau. Din pricina sălnișiei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porții lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, și tu erai atunci unul din ei. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pierii lor. Și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui. Și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarul lui. Și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașilor pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului. Iată cum Dumnezeu le-a trecut toate aceste lucruri care nu trebuiau să le facă, fost lucruri rele comise de ei împotriva evreilor. Dar au fost alții care au avut o atitudine favorabilă față de evrei. Vă citesc din cartea Ezra, din capitolul 7, unde un împărat păgân nu credea în Dumnezeu, dar a avut o inimă bună față de evrei, și a mers până acolo cu cererea lui, dorind ca Dumnezeu să-l aibă în vedere pentru această atitudine bună. Ezra, capitolul 7, este o scrisoare a împăratului către Ezra. Și vă citesc de la versetul 27. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu părinților noștri, care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel casa Domnului la Ierusalim. Și-a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfetnicilor săi, a tuturor căpetenilor puternice ale lui, întărit de mâna Domnului Dumnezeu meu care era asupra mea, am strâns pe căpetenul lui Israel ca să plece cu mine. Adică împăratul și tot guvernul a avut o inimă bună și le-a fost favorabil în vremea aceea evreilor. Și acum vă citesc și pe pagina de stânga despre un alt împărat, Ezra 6, care din nou a dat daruri pentru casa Domnului, s-a purtat bine cu evrei, de la armea să se închine acolo. Și scrie aici de la versetul 10, ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Deci au știut, și acum vă întreb, a ascultat Dumnezeu rugăciunea evreilor pentru împăratul acesta care le-a făcut bine? Cu siguranță. V-am dat exemplu din Luca 7, când bătrânii din el au zis, face să-i faci acest bine, ne-a făcut bine nouă. Poate că dacă ar ști cei de afară, s-ar purta mai frumos cu credincioși. Amintiți-vă și de o pildă spusă de Domnul Luca 16. Când cu ajutorul bogăților nedrepte, cineva poate să-și câștige o favoare. A zis acel isprav necredincios, mă vor primi apoi în corturile lor. Facerea de bine are mare răsplată de la Dumnezeu. Dar cei care se poartă rău, atât prin neascultarea lor față de Dumnezeu, cât și prin dușmânia lor față de sfinți, vor fi cei mai pedepsiți de Dumnezeu dintre oameni. Urmăriți și în cartea Apocalipsei, cele mai mari pedepse vin peste cei ce prigonesc pe sfinți.
Nu degeaba spunea Dumnezeu prin profet, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Deci, neamurile de afară vor fi judecate în funcție de faptele lor în raport cu Dumnezeu și cu poporul său. Asta ar spune că e valabil și în poporul Domnului într-o anumită măsură. De aceea să fim foarte atenți cum ne comportăm cu copiii lui Dumnezeu, cum tratăm pe sfinți. Domnul să ne dea o inimă bună. Dumnezeu când va judeca lumea, va ține cont de toate aceste noțiuni. Și chiar și pe cei de afară Dumnezeu îi judecă și aici și în veșnicie. Vă citesc din Psalmii lui Asaf, capitolul 75, versetul 8, unde ni se vorbește despre ceea ce se poate întâmpla neamurilor aici. În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vas plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei rei de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până la fund. Și versul 10, și voi dobori toate puterile celor răi. Puterile celui neprihănit, însă, se vor înălța. Și acum un exemplu dat de Domnul prin profetul Ieremia, în capitolul 18 al cărții sale. Și apoi vom găsi mai ușor explicație de ce Dumnezeu face anumite neamuri să propășească. Cred că America este un exemplu. Au făcut bine, Dumnezeu a binecuvântat. Poate spune și țările comuniste sunt un alt exemplu, în celălalt sens. Dumnezeu răsplătește și aici. Astfel face să progreseze o țară sau să fie lovită de Dumnezeu. Ieremia, capitolul 18, zice de la versetul 7. Deodată zic despre un neam sau despre o împărăție. O împărăție poate fi un regat, un imperiu. Că îi voi smulge, îi voi surpa și voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de rău pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că îl voi sădi, îl voi zidi, dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău de binele pe care aveam de gând să îl fac. Vă rog să analizați că în raport cu lumea, Dumnezeu, binele care îl așteaptă de la ei, binele suprem ar fi pocăința, dar chiar dacă nu se pocăiesc. Dar totuși este o națiune care dă libertate la pocăiți, respectă cât se poate legile și dreptul. Dumnezeu le este favorabil. Dar dacă o națiune devine coruptă, imoralitatea crește, Dumnezeu îi lovește mai crunt. Amintiți-vă de Sodoma și Gomora, ei nu erau pocăiți și puteau să mai trăiască mult acolo și o duceau bine. Dar când răutatea lor a depășit o anumită limită, Dumnezeu a luat măsuri chiar și aici. Și apoi toate aceste națiuni își așteaptă judecata în ziua de apoi, conform Obadia 1 cu 15, cum ai făcut, așa ți se va face. Ziua Domnului este aproape. În ziua aceea, națiunile vor fi pedepsite potrivit cu viața lor de aici și atitudinea care au avut-o în ascultare sau neascultare față de Domnul. Dar, totodată, în ziua aceea, și chiar și aici, cum spuneam, vor fi răsplătite în funcție de atitudinea lor față de evrei. Mă întorc la Psalmul 78 și vă citesc din Psalmul 73, 78, de la versetul 43. Știți că egiptenii au fost favorabili o vreme evreilor. Apoi s-a ridicat un împărat care a început să-i asuprească, au ajuns robi. Pentru că i-a pus să muncească pe degeaba, Dumnezeu a îngăduit ca în ziua eliberării, în noaptea Paștilor, evreii să iasă cu aur și au jefuit pe egipteni. Pentru că egiptenii erau datori cu plata aceasta. Dar pentru că n-au vrut să-i lase la vreme potrivită, Dumnezeu le-a zdrobit țara.
Vedeți cum comportamentul unui neam față de evrei se lasă cu o pedeapsă pe măsură? Citim așadar de la versetul 43, unde scrie așa: de minunile care le-a făcut în Egipt, de semne lui minunate din câmpia Țoan, cum le-am prefăcut râurile în sânge și n-au putut să bea din apele lor, cum a trimis împotriva lor muște otrăvitoare care i-au mâncat și broaște care i-au nimicit, cum le-a dat holdele pradă omizilor, rodul muncilor pradă lăcustilor și așa mai departe. Toate aceste pedepse, de ce? Le tot spunea Moise: lasă pe poporul meu să plece să-mi slujească. Pedepse dată de Domnul pentru atitudinea lor împotrivitoare și vinovată față de evrei. Rămân la psalmul lui Asaf și vă citesc din capitolul 83, de la versetul 9, unde sunt amintite alte exemple și rugăciunea lor: fă-le ca lui Madian, știți cum au fost zdrobiți, ca lui Sisera, ca lui Iabin la pârâul Chison, care au fost nimiciți la Endor și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului, căpetenilor lor fă-le ca lui Oreb și Zeb. Versetul 12, de ce? Că ce zic, să pune mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Asta era mare lor vinovăție, să-i distrugi pe evrei, au alt Dumnezeu. Împotrivirea asta a făcut ca ei să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu în mânia lor. Dumnezeu le fă ca vârtejul de praf, ca paiul luat de vânt. Versetul 16, acoperi-le fața de rușine ca să caute numele Tău, Doamne, să fie rușinați și îngroziți pe vecie, să roșească-le obrazul de rușine și să piară, ca să știe că numai Tu, a cărui nume este Domnul, Tu ești cel prea înalt peste tot pământul. Cu aceasta nu recomandăm ca cineva să ceară o sânda celor din jur că nu s-a purtat frumos cu el, că-i pocăit. Dar noi analizăm faptele așa cum ne judecă Dumnezeu, potrivit Scripturilor. Când asirienii, de exemplu, au înconjurat pe evrei la Ierusalim, pentru că trebuie să facem o diferență, când Dumnezeu a îngăduit să fie pedepsit poporul său pentru că a fost păcătos, a fost una. Dar când cineva a lovit în poporul Domnului când au fost sfinți, asta s-a lăsat cu mare pedeapsă. Știți cum a lovit Dumnezeu pe Sanherib și câți soldați au murit? Pentru că a vrut să atace pe poporul Domnului care era asediat în Ierusalim pe vremea lui Ezechia și au bazocorit pe Domnul. Deci când se cuplează aceste două vinovății, împotrivire față de Dumnezeu și o atitudine rea față de poporul său, lumea este în starea cea mai vinovată. Așa va fi în final, înainte de venirea Domnului. Se va ridica lumea împotriva lui Dumnezeu, cum n-a fost vreodată. Diavolul va da scaunul său de domnie fiare și tot atunci va fi ultima prigoană împotriva sfinților. Aceste două vinovății vor aduce sfârșitul lumii. Dumnezeu nu va mai suporta ca el să fie necinstit și poporul său să fie asuprit. Dar să nu uităm că la final Dumnezeu, dacă îi va judeca pe ei atât de dur, ne va judeca și pe noi după cunoașterea ce am avut-o. De aceea, Doamne, ajută-ne să ne sfințim. Au fost situații, atenție, când unii au zis să judece Domnul, că orice om își dorește dreptate, nu mai trebuie să o și înțeleagă. Știu că într-o adunare erau partide și unii au zis: acum să judece Domnul. Și-au arătat într-o vedenie că fiecare avea lipit deasupra lui faptele de vinovăție. Și-a zis: Domnul, dacă vreți să judec, vă judec cu dreptate și vă iau pe toți la rând. Dacă nu, lăsați-mă până la vremea când voi considera eu că trebuie să judec. Pentru că Dumnezeu are o măsură și pentru evrei și pentru neamuri. Felul în care va judeca Dumnezeu în final, de aceea îmi vine mie uneori să zic că înțelept-i Dumnezeu. Va dovedi înțelepciunea Lui și dragostea Lui. Cum va ști El să judece îngerii, toți sfinții, evrei, neamuri și toată lumea? De aceea zicea Asaf în Psalmul 75, versetul 2 și 8, atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Pe fiecare la categoria lui, după faptele, după atitudinea lui. Versetul 8 l-am citit în... Mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Ce amestecă Domnul acolo? Amestecă cunoașterea ta, atitudinea ta față de El, față de ceilalți și ți se
adaugă toate ingredientele necesare și îți vine exact osânda pe măsură. Și ție și la oricare între neamuri. Sau pe pagina din dreapta scrie în 77:13, Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? În final, toți vom ajunge să recunoaștem, de la primul evreu și până la ultimul dintre neamuri, că Dumnezeu a fost drept. Cum a fost drept când la unii le-a arătat legea sa și alții au trăit numai după conștiință? Unii au trăit sute de ani, altul a murit la un an de zile. Unii au trăit într-un mediu sfânt, alții într-un mediu vulnerabil și păcătos. Aici este înțelepciunea și dreptatea lui Dumnezeu, pe care le vom înțelege pe deplin numai în ziua aceea. De aceea spune Scriptura, mari sunt lucrările Domnului și minunată este înțelepciunea Lui. Zicea Moise în cartea de Deuteronom, capitolul 32, versetul 4. Da, El este stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat, slăvit să-i fie numele. Așadar, Dumnezeu știe să se raporteze și la evrei și la neamuri. Să ne ajute Domnul să ne pocăim. Îndemnurile lui Asaf și credința lui în atotputernicia lui Dumnezeu trebuie să fie pentru noi un imbold și în același timp să sesizăm pe toți din jur că Dumnezeu judecă și pe cei dinăuntru și pe cei din afară și aici și la venirea sa. Și în toată veșnicia se va instaura dreptatea divină în funcție de ceea ce am făcut aici. E importantă viața asta? Foarte importantă. Felul în care o trăim ne determină după dreptatea lui Dumnezeu locul de răsplată sau de pedeapsă pentru veci. Amin.